Deci, salutare, dragii mei, eu sunt Play și mi-am resit cu un nou episod de Rust. Firar să fie, au trebuit să bage X pe sistemul. Jucăm pe serverul Bunker Gaming. Firar să fie, nu cred. Mama, o să durească ceva. O să dureze ceva până mă obișnuiesc cu toată rahatul ăsta. Dar suntem pe serverul Bunker Gaming de la la la. E modat. Și aparent, acum în Rust, ca să poți face arme, tot felul pistol, armă, C4, trebuie să faci level up. De ce? Doar ce jocul vrea să facă viața un calvar. De ce? Ca să nu poți să raidezi din prima zi. Păi de ce? Ca să nu fie copii din aia rigiuiți. În fine, dar jocul s-a schimbat de-a lungul timpului. Joc jocul ăsta de un an jumate și acum au băgat X pe sistemul. X de sistemul. Cred că o să schimbe cu totul jocul. A fost și pe beta branch, acum pot să bag pe Quickcraft. What the fuck? Ok, și stați să văd. Deci, ce trebuie? Stau să mă așez mai bine. Că na, trebuie să facem și noi aici lucruri bune. Și locked. La locked, nu știu ce înseamnă, misc. Note. Paper, ok. Sunt kituri măcar, kit. Tipul ăla are deja AK? I'm afraid spawn, nigga. Are you for real? Pe bune. Tipul m-a omorât și sunt un fresh spawn. Băga-mi iarăși piciorul. O să mă ridici, o să-mi facă ceva, o să mă omoare. Deja devine stresant. Ah, nu mai pot să spamez cu tabu să vezi dacă ți-a luat lucrurile. A murit. M-a omorât tipul ăla. În fine. Nu mai stau să mă plâng. Deci viețile e grele pe ras în momente de viață, de față, pardon. Deci Zeca m-a omorât. Cine naiba e Zeca? Nu știu. Bine că n-am dat kit totuși, dar acum o să dau un kit și o să fie starterul. Hai că-mi dă niște astea unelte. E ok, măcar îți dă ceva. Ok, XP-ul îți rămâne, din fericire. Și aparent cu un topor iei mai mult XP. Jocul s-a optimizat totuși. De obicei pe Beautiful mai aveam puțin lag. Sunt pe Beautiful, deci sub Extreme sau nu știu cum se numește penultimul. De fapt ultimul, eu sunt pe penultimul set de grafici. Deci, și jocul merge chiar foarte bine. Mă întreb dacă pe live-ul o să meargă la fel. Nu știu la ce să mă aștept. Poate o fi de la internet pe live-uri, dar PC-ul meu poate să ducă. Hai să vedem ce facem. Deci, din câte am înțeles eu, Spear-ul putem face la level 2. Adică la asta, level 2. Hai să vedem, facem level 2. Să vedem dacă putem să facem Spear-ul acum. 2 secunde, să văd dacă pot să-l fac de acum. Nu pot. Am materialele necesare, dar nu pot. Deci, facem level 2. Mai să fie. Deci rastul s-a schimbat. Chiar au făcut foarte frumos XP. Și când spargi o piatră, aparent mărește levelul destul de mult. Deci acum, hai să mă pun un pic la adăpost când vreau să mor din nou. Din nou! Eu ce am zis? Parcă am văzut că o să se întâmple asta. M-am căcat pe mine, efectiv. A, ok. Pui, 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 pui. Pui, 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 pui. Nu, 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 nu. Acum trebuie să fiu calm. Să merg în zigzag. De obicei, când mai mergeam în zigzag, îmi făcea jocul ăsta un lag. Și nici bine n-am zis că mi-a dat un pic cu lag. Hai să intrăm casa tipului ăsta. Vrem să luăm ceva? Wow, dar au făcut mare chestia asta. Ok, baza asta poate fi a mea. Nu mă deranjează. Are ceva interesant. În afară de chestia asta și un etaj. Are etajul ăsta. Aici tipul i-a mai fost lene să upgradeze.
și aș putea să ies pe aici și să mă duc pe sub apă. Jocul tot nu-ți arată animația de când cum înoți, din păcate. Dar oamenii din prima zi deja au arme. Și uitați un fresh spawn. Mi-e cam frică să-l omor, că eu o să rămân fără materiale. Da, aici să ne ducem pe el, că ce putem să pierdem pe bune? Putem să pierdem ceva cu fresh spawn-ul ăsta, în afară de viața noastră și niște iteme făcute de noi. Ok, tipul a fugit, nu vreau să-l stresez prea mult. Că știu cum e să fii stresat pe rast. Tot sentimentul ăla că ești vânat. Deci. Remove. Trebuie să fie tastatura. Nu vreau să remove this. Ok, n-am drepturile să tai asta. Aparent, când apeși pe chestie, ți se face automat, drăguț. Și faci XP dacă craftezi, aparent. Ok. Firar să fie, nu-mi place asta. Chiar nu-mi place. Și n-are nimic. Poți să faci piatră? Nu, dar sunt curios ce ne... Ok, acum, dacă ai o piatră, poți să-ți craftezi altă piatră. Trebuie să verific asta. Unde-i piatra? Food, nu. Poți să-ți faci și de mâncare. Ok. Asta e chiar interesant. De ce la tools? 10 piatră necesită piatra. Asta e chiar foarte bine, pot să zic. E un lucru bun. Au făcut un lucru bun cu chestia asta. Și dacă dăm pe ăsta, avem 2 XP, din câte văd. Eu pot să mă duc la clothing, la îmbrăcăminte și să-mi iau niște pantaloni. Și acum l-am deblocat cu XP-ul făcut. Ok. Și acum, dacă vreau, pot să deblochez și ăsta. Spirul, cum se numește? Sulița. Ok, e destul de interesant. A făcut frumos jocul. Aici nu mai avem XP ca să-l luăm, deci ne ducem și spargem chestii. Mai ceva ca Minecraft-ul. Jocul ăsta a devenit atât de superb. Atât de superb, măcar e corect. E extraordinar, de fapt. Jocul. Și cu levelul, ideea cu levelul era de mult, dar până au băgat-o a durat ceva și a băgat și easy, anti, și nu știu ce. Tipul și-a pus building block. Hai să vedem dacă putem să-l raid. Ce m-am speriat. Ok, acolo n-are fundație. Și tipul n-are uși. De ce ți-ai face o casă fără uși? Zic și eu. A, ușa e aia. Da, o să mă chinui un pic. A fost ușor. Are materiale? A făcut la... Mamă. Am făcut level ceva? Cred că am făcut XP, nu știu. Te punești că casa era a tipului. Acum mă simt prost pentru el. Na, acum ce să faci? Dacă nu... Te descurci, mai bine nu mai juca. Poți împa ceva pe acolo, tipule. Primești XP? Primești. Și level. Și XP-ul când primești, vedeți că face așa, o bulinuță drăguță. Vedeți? Ce drăguție. La copaci mari, dacă îl spargeți de mai mult level, chiar sunt curios de asta. Că na, de bea s-a băgat update-ul ieri seară pe live, cred că s-a băgat și n-am mai jucat. Acum o să joc cu mai multă plăcere, cu mare plăcere o să joc. N-am fost atent. Hai să văd, îmi dă un boost de level? Ce drăguț când faci level. XP, pardon. Trebuie să fii atent acolo mai întâi. Nu-ți dă un plus de XP. Oh, uite. Mushroom Minion Place, poftim. De
este ținut de Minioplay 100%. A, ce tare! Acum îți arată de cine au fost deținute chestiile. De ce au fost luate? Deci, asta e de al meu. Fierul, 10%, este al tipului ăsta. Ok, asta chiar a fost foarte tare. Cred că a fost unul dintre cele mai frumoase update-uri. Nu știu dacă au băgat arme sau ceva. Dar asta sigur au băgat și dacă iau așa. Cum fac să fie 10%? Stați că vreau să văd dacă pot să iei până la 10%. Câteva materiale astfel încât să-i le dai tipului înapoi. Asta ar fi fost o idee. Da, până în alta e la început, XP sistemul pe rastul normal. Că a fost băgat și în... Acum nu-ți mai arată câtă viață are ăsta. A, nu. Nu-ți mai arată, din păcate. Nici la animale nu ar trebui să-ți mai arate acum. Vedeți că umbra e întârziată. Fiți atenți. Nu știu dacă intru. Ok, am făcut level 3. Cred că mi-a dat mai mult. A făcut brusc. Acum putem să facem small stash cu XP-ul, stone pickaxe, stone hatchet, plus un XP. Deci când faci level up, tipii, îți dau XP. Din câte am înțeles. Cât lemn avem astfel încât să ne facem și noi o căsuță pe aici, un 2x2, 3x3, 4x4. Cum vreau să fac o casă mult prea mare, vreau să văd dacă din omorâ player, nu știu dacă am primit XP. Că n-am fost atent, că eu deocamdată vreau să descoper tot ce e nou, mai ales cu XP-ul. Hai să vedem, dă XP. Când pun ziduri, atunci îmi dă XP. Nu știu, parcă îmi dăduse XP mai devreme. Ok, acum mi s-a făcut o ușă. A, când craftezi. Când craftezi, deci nu când... Da, îți dă le XP când craftezi. Ok, remove lock, create key. Da, îți dă XP. Când craftezi, doar când craftezi. Deci rețineți asta, când upgradezi îți dă XP. Ok, arată destul de tare asta. Nu îți dă. Facem casa asta așa doar să o avem. Aștept să fac un hidden stash. Cod locul trebuie să fac eu rost. Lor. Pac, pac, pac. Un cardboard. Cât XP îmi dă? Ok. Mamea mai... Stați. Stați. Ca să-i OP. Dacă faci multe tool cardboard-uri, îți dă un XP întreg. Da, îți dă un XP întreg. Dacă faci cardboard-uri. Deci vă dați seama cum poți să abuzezi de chestia asta. Adică tu să stai liniștit, să farmezi pe un server modat. Uitați să-mi dau autorizație, bravo. Să stai pe un server modat. Eu nu cred că se aplică pe toate serverele totuși chestia asta. Dacă ai făcut pe un level, pe un, asta, pe un server XP, nu știu dacă se aplică și pe altul, trebuie să verific asta. Stați 2 secunde. Dev blog. Added XP plus leveling system. Remove blueprints, blueprint. Au dat remove la Blueprint Fragments și la Research Bench. Deci, din câte am înțeles, nu mai poți să iei arme din crafting, blueprint-uri, porcării de genul. Ok. Ok. Ok, asta nu place. Ok, mă pot obișnui cu ea, recunosc. Dar nu-mi place. Nu-mi place faza asta. N-am nimic cu ea. Dar nu-mi place. Și trebuie să te înveți cu asta. Asta e un pic enervant. Trebuie să recunosc, e un pic enervant. Hai să dau upgrade la asta, fix la cardboard, uite, să dau upgrade. Remove. Care o băga faza cu demolish înapoi. Și ar trebui să pun niște scări, foundation steps. Deci, trebuie să verific. Fac un pat, cât îmi dă? O să dă. Ok.
Deci patul are... Am eu... Am asta în inventar? Nu l-am. Ok, asta nu le-am. Asta e interesant, că eu nu, eu nu dețin skin-ul ăsta. Locked. Small stash-ul. Asta vreau să-l iau. Și la level 4 iau astea. Ok, deci jocul s-a schimbat. Deci cu cât faci mai mult nivel. Nivel, nu XP. XP e diferit de nivel. Food. Ah, nu e nimic. Ok, cu atât, cu cât faci mai mult nivel, primești blueprint-urile, aparent. Tipii aia și-au făcut arme că au avut foarte mult nivel. De exemplu, level 200. Nu știu dacă poți să duci pe la level 200. Nu mă bag. Dar cam asta este ideea cu chestia asta nouă. O să mai explorăm în următoarele episoade. Mă mănâncă spatele. Ok. Nu pot să fac și eu acolo un micuț. La level 4 pot să fac un wood storage. Da, pot să fac un small stash. Small stash nu prea îți dă. Hai să mai fac eu o cheie. Am mai făcut o cheie. Acum să-mi ascund small stash-ul pe aici, să-l pun. Poate cineva o să-l găsească, în fine, nu mă interesează prea mult. Și acum l-ascund. Mai am eu ceva materiale, dar nu prea mă interesează. Că acolo cred că este... nu-i nimic. Mapa mai e valabilă sau... Stați 2 secunde, că tipul avea o hartă. Dar n-am luat-o. Hai să facem și noi o hartă. Acum au implementat-o, cred că au scos... deci trebuie să te plimbi tu ca tot idiotul. Pe toată harta. Ca să vezi unde sunt dungeon-urile. Măi, aici n-am ce să zic. Nu mă bag cu chestia asta, că e un pic cam enervantă pentru mine. Deci mie îmi zici că până fac eu rost de un cod loc amărât, o să poate îmi crește și mie mustață? Blueprint-ul de la cod loc mă refer. Rămâne, șocule. De ce mi-ai face asta? Ok, nu mai mă bag eu în logica jocului. Dar acum explorăm. Ne informăm și trebuie să văd... Nu, vreau să verific. Chiar vreau să verific. Acum 14 ore s-a băgat update-ul. Deci... eu full story. Ok, stai să citesc. Devblog 100. Vreau să văd XP sistemul. Way to get up. Deci cum facem XP? Eu vreau să văd cum facem level. Ok, deci acum poți să scrii peste noturile alea care le găseai. Au băgat un anti-cheat. Au refăcut dungeon-urile. Stai, ce? Le-au schimbat. Armura de oase se schimbă. Poate spune și o cască acum. Chestiile probabil. Și-au băgat double barrel shotgun, cred. Nu știu. Double barrel shotgun. Deci, într-un fel, un semi-automatic. Dar shotgun. Deci double barrel, țâc, pâc, poc, poc, țâc, pâc, poc, poc. Deci doar are doar două glonțe, aparent. Când o să am eu ocazie să iau chestia, poate găsesc un tabel cu levelul. Level. Imediat o să caut un tabel până mi se încarcă mie 2 secunde. Level. System Rust imagine. Hai să vedem dacă există o imagine cu ce pot să craftezi. Nu. N-am șanse, nu am găsit. Deci trebuie să știm noi în fiecare level. Deci la level 3 primești chestiile de bază. Pe la level 6 cred că primești chestiile bune. Dar până facem noi level 5 pe episodul ăsta o să dureze un pic. Vreau să-mi fac doar cutia până acum. Până în alta vreau să-mi fac cutia.
Deci scria metodele prin care poți să-ți faci tu level. Stați 2 secunde să le mai citesc din nou. Deci, prin Godfish, asta distruge elicoptere, feed people, poftim? O, a băgat barrel-urile înapoi. A, erau de fapt, dar nu, find crates, craft items, asta nu, asta e cum se iei XP, level. Nu, deci level nu scrie. Level trebuie să-l faci dând în porcării, în copaci, în pietre, în tot ce prinzi. Trebuie, dacă mai e corpul tipului care l-am urât aici. Chiar sunt curios. Dacă e să văd, vreau să văd cât a explorat. Și-a băgat o ușă. Ok, corpul lui nu mai e aici. Nici nu înțeleg arhitectura casei. Nici nu cred că sunt nevoit să o înțeleg. Totuși. Și vreau să văd la kit. Stați un pic, că kiturile trebuie să se fi schimbat. La kituri, la kit blueprint, cred că l-au scos și-a băgat alt kit. Mi se pare o idee bună, dar și proastă, dacă aveai prieteni care puteau să-ți ofere chestii. Mamă, dar îți dă ceva nivel dacă e chestii de pe jos. Știți, părinții și bunicii ne-au spus să nu luăm chestii de pe jos, dar noi era să luăm tot ce prindem de pe jos. Știți cum e. Uite aici mai mult. Oh, câte ciuperci, mamă, vă dați seama că facem aici level 4. Sau aproape level 4. Aproape. O să verific imediat. O să fac level 4 doar. Să văd și la level 5. Deci am făcut XP 5. Ok. Și acum zice tot ce pot să fac. Stone Spear. Mm-hmm. Crafting. Vreau să văd ce pot să fac după. Ok, vreau să fac asta. După pot să, la nivel 5 pot să fac furnace-ul. La nivel 5 pot să fac o machetă. La nivel 5 nu mai pot să fac nimic. La nivel 5 pot să fac un burla t-shirt. Asta și atât. Cam asta e la nivel 5. Deci în episoadele viitoare o să jucăm pe serverul ăsta și o să încercăm să facem cât mai mult level, astfel încât să vedem tot ce putem primi. În fine, deci salutare dragi minion, eu sunt Mion Play. Sper că v-a plăcut acest episod din XP System, nu știu ce, din Rust, mai pe scurt și pe la subiect. Eu sunt Minion, a.k.a. Luca, toată lumea zice Luca, nu mai zice Minion. Și pe curând, bye!